Distracția a continuat și aseară în Parcul Olimpic. Au fost 3 zile și 3 nopți de voie bună într-o atmosferă îmbibată în folclor. Băcăoanii au cântat și au dansat în fața scenei din fața sălii sporturilor alături de artiști îndrăgiți din muzica populară precum Anton Achiței, Nicu Chiriță, Oltița Todârcă sau Maria Șalaru, dar și de ansamblurile Ciobănașul și Busuiocul. Nu doar băcăoanii au gustat din petrecerea zilelor Bacăului, ci și mulți locuitori din zonele limitrofe orașului. E plăcută, ne pare, am și băiat un orchestră, e foarte plăcută. Chiar venim de la țară, am întârziat un pic, am și eu băiatul aici, în orchestră, de 2 săptămâni. Îmi place foarte mult. Ce vă place cel mai mult? În general, îmi place tot. Dansatorii, soliștii, toți invitații. Foarte plăcută, e frumos, e bine. Au fost 3 seri în care mulți au sărit peste orele de culcare și au stat până târziu la terasele comercianților sau în fața artiștilor de muzică populară. Stăm până la sfârșit ca să-i vedem cum evoluează, să vede că e un ansamblu serios și bine pregătit. Îmi place că v-ați gândit să faceți și la noi sărbătoarea Bacăului. Chiar mă gândeam că o să o omiteți. Mă așteptam în primele zile din octombrie, dar e bun și acum. Mama mea,